Vreme de vară în acest weekend, temperaturile vor ajunge în vestul țării chiar și până la 27 de grade și în sud temperaturile vor fi ridicate. În capitală se vor înregistra astăzi 22 de grade. Meteorologii nu exclud însă și fenomenele meteo-extreme. Mai multe detalii ne aduce însă Raul Ilea de la ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție! Bună dimineața tuturor! Da, astăzi vreme ușor mai caldă decât în mod normal în regiunile intracarpatice și normală termic în rest. Cer variabil cu norări în nord-vest, nord-centru și la munte, unde pe alocuri vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 14 grade pe litoral și în jurul la 26 în Banat, iar minimele între 2 și 12 grade. Iar pe parcursul zilei de mâine, o vreme similară cu cea de astăzi, doar că vor fi norări temporare, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la munte, local în Maramureș, nordul, centrul Moldovei, Transilvania și posibil izolat în rest. Cum va fi vremea săptămâna viitoare? Vom avea parte tot de temperaturi de vară? Da, în anumite regiuni cu siguranță, mai ales în Banat, unde se pot atinge și valori în jurul la 27 de grade, dar și în partea de sud a Olteniei, pe parcursul zilei de luni. După care, marți, o ușoară răcorire a vremii în jumătatea de est a țării și vreme relativ caldă în restul țării, cu maxime cuprinse între 15 și 25 de grade. Așadar, pentru capitală, veștile sunt bune. Da, pentru București, într-adevăr, vreme frumoasă, normală din punct de vedere termic. Astăzi, în jurul la 22 de grade, cu o minimă de 4-7 grade, deci mai răcoare pe parcursul nopții și al dimineții de mâine. După care, mâine, temperatură maximă de 23-24 de grade și o minimă de 6-9 grade. Vreme frumoasă. Deci nu ne mai așteptăm la valuri de frig, de acum înainte așteptăm vară. Este puțin prematur să vă spun de acum, într-adevăr, fiind încă anotimp de tranziție, încă suntem în primăvară, putem să ne așteptăm atât la valuri de aer mai cald, cât și la valuri de aer mai rece. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații, domnule Raul Ilea, a fost alături de noi de la ANM. Mergem acum mai departe cu știrile.